Procurorii DNA Ploiești au dispus trimiterea în judecată în stare de libertate a inculpatului Sandu Nicolae, fost comisar șef al Gărzii Financiare Dâmbovița, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de luare de mită. Procurorii susțin că în perioada iunie-august 2013, inculpatul Sandu Nicolae, în calitatea de comisar șef în cadrul Gărzii Financiare, secția județeană Dâmbovița, în mod direct a pretins de la un om de afaceri, martor în cauză, plata unor materiale de construcții în sumă de 20.383 de lei, lucru cu care acesta din urmă a fost de acord, factura în cauză fiind achitată la data de 19 august 2013. Inculpatul a pretins și primit foloasele respective pentru a nu dispune subordonaților săi efectuarea de controle la societățile martorului, dar și în scopul îndeplinirii de către personalul din subordine a unor atribuții de serviciu, privind desigilarea cu celeritatea mijloacelor de transport ce aduceau în România ambalajele necesare firmelor omului de afaceri. Aceste aspecte au avut loc în condițiile în care inculpatul, Sandu Nicolae, cunoștea activitatea evazionistă derulată de omul de afaceri. În cauză s-a dispus măsura asiguratorie a sechestrului asupra unui imobil ce aparține inculpatului. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Dâmbovița cu propunerea de a se menține măsura asiguratorie dispusă în cauză. Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.